Potrivit conducerii Spitalului Rovinari, aceste echipamente sunt vitale pentru buna desfășurare a actului medical. În cursul zilei de ieri au sosit la spitalul nostru, prin intermediul Fundației Mereu Aproape, un număr de 11.000 de măști de unică folosință, 5.000 de halate de unică folosință și 1.250 de combinezoane de unică folosință. Vreau să mulțumesc Fundației Mereu Aproape, care prin intermediul campaniei Români Împreună Teledon a făcut posibil acest lucru. Vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care, din puținul lor, au ales să doneze pentru ca aceste materiale să ajungă la noi. Vă garantez în același timp că toate aceste materiale vor fi folosite de către cadrele medicale din spitalul nostru pentru a trata pacienții care sunt suspecți sau pozitiv de coronavirus. Și în spitalul din Rovinari, ca și în alte unități din județ, sunt tratați pacienți cu COVID-19, deși spitalul de la Târgu Cărbunești a fost declarat spital suport.